O poziție virulentă a adoptat purtătorul de cuvânt al organizației județene a UNPR. Prin demagogie și populism, reprezentanții USR din Consiliul Județean blochează proiecte care fac bine cetățenilor acestui județ. Proiecte de peste 10 milioane de euro sunt blocate sistematic prin lipsa de vorm. Liderul progresist a mai arătat că opoziția încearcă să acopere lipsa de proiecte și idei proprii printr-o atitudine cel puțin condamnabilă. Deci neputința politică se manifestă prin neprezență. În loc să vină cu proiecte sociale viabile, să susține, chiar dacă sunt în opoziție, proiectele acestei echipe care se află la conducerea Consiliului Județean, USR-ul nu se prezintă. Ce să înțeleagă populația județului Dâmbovița? Lașitate, lipsă de implicare, aroganță. Să ne lase. Să ne lase definitiv. Să lase oamenii care sunt la conducere să lucreze pentru binele acestui județ. PDL-ul puteți să-l acuzăm de orice, numai de populism, nu. Pragmatismul acestei guvernări a făcut ca România să treacă nu ușor, greu, printr-o perioadă gravă de criză economică mondială. Coabităm foarte bine cu partidul de guvernământ, fără să fim în structură de conducere a județului. Înțelegem perioada de recesiune, înțelegem perioada de criză, trebuie să lăsăm să lucreze pe guvernanți pentru a duce la bun sfârșit programele. Nici președintele UNPR nu a trecut cu vederea obstinației opoziției și a ajuns la o concluzie. Practic este starea lor firească de a... Au intrat într-o stare firească, de a merge numai pe negație, indiferent ce s-ar întâmpla. Dacă ești în opoziție, trebuie să-ți iei jucăriile, să pleci. Asta e democrația, să-l convingi pe ăla că e bine și atunci când este bine să ridici mâna. În acest context, liderii naționale ai opoziției, Crin Antonescu și Victor Ponta, n-au scăpat de eticheta pusă de liderul progresist, care a catalogat drept infantilii răsfățați ai politicii românești.